Вы следите за тем, что происходит в румынском шоу-бизнесе? Вы еще не знаете, что Михай Тристарю боится высоты? Вам интересно узнать о новом романе Анны Леско и как развлекается Корина? Ну тогда Муз-ТВ идет к вам с самыми интересными подробностями. На прошлой неделе все дороги в Лив-Драйв, место, которое собрало на своем открытии много знаменитостей. Были среди них и несколько румынских звезд. Вся правда о них здесь и сейчас. Начнем с Михая Тристарю. В 9 часов вечера певец прилетел в Кишинев. Здесь он впервые, поэтому и встретили его в лучших традициях нашего гостеприимного края. A fost scurt și mie nu-mi plac drumurile alea de 3 ore cu avionul, că mă țin de scaun așa. Și când se mișcă, mi-e puțin frică, da? Aici a fost scurt și m-am descurcat. Многие артисты считают, что статус звезды позволяет им делать все, что взбредет в голову. Про Михая можно сказать, что он скорее сентиментален, чем капризен. Toată familia mea are problema asta și mulți cred că au problema asta. Nu mi-e rău de avion, nu am rău cum am la mașină, cum să-mi vine să vomit sau nu. Dar am o teamă de... Asta e problema, dacă eu conduc și dacă sunt șofer nu mi-e rău, dacă stau în dreapta, în față nu mi-e rău, dar în spate mi-e rău întotdeauna. Și acum cât mergem noi cu mașina, sper să nu vă fac surprize pe aici. Четвертое место на Евровидении – это первый шаг на мировую сцену. Я am crezut de fapt că dacă o să ajung la Eurovision, numai dacă o să cânt pe scena aia, o să mă vadă toată Europa și o să mă vadă vreun impresar internațional. Asta mi-am dorit. Și s-a întâmplat, dar nu impresar, ci am semnat direct cu casa de discuri, adică e mai mult de atât, că o casă de discuri îți lansează CD-ul, îți face videoclipuri pe banii lor, îți dă și un impresar și am semnat în 11 țări. Ca să semneze în 11 țări să-ți apară albumul, mi se pare excepțional. Adică ești deja o vedetă internațională. În Israel ar trebui să plec, dar mi-e frică că e război pe acolo. Da, e, mai ales că vor să fac un concert în piață, nu știu ce, în centrul orașului, Tel Aviv, și să fie 20.000 de oameni spectatori. Și am zis, măi, oameni buni, dar acolo dacă dai o bombă, gata, s-a terminat cu tot. Dar ei vor spectacol, nu știu dacă mă duc, mi-e puțin teamă. В случае с Михаем участие в конкурсе подарило больше, чем он ожидал. Контракт на 100 тысяч евро. Согласитесь, звучит впечатляюще. Am doream, dar nu mă așteptam. Mă gândeam, zic, Doamne, ajută să vină și la mine cineva. Dar au venit atât de mulți încât nu mă așteptam. Chiar și ieri mă sună mereu un american, o firmă de management și chiar ieri am la legătura cu el și a găsit și o casă de discuri acolo și s-ar putea să semnez și cu America, dacă semnez și cu America, chiar că m-am scos. Естественно, после успеха на Евровидении появляется много желающих этим успехом попользоваться. Тинерула, ăla... eu a venit la mine la studio să-l ajut, să-i fac o melodie. I-am făcut două melodii cu orchestratorii mei din studio, nu i-au plăcut prea tare și a zis că eu vreau melodia asta a ta, era o melodie cu vocea mea registrată și eu zic nu pot să ți-o dau pe asta, că e melodia mea, vreau să-i fac videoclip la ea, dar nu că o vreau pe asta, uite îți dau bani și eu zic, dar nu poți, înțelegi că nu poți? Și el ce a făcut? A luat-o acasă, a zis dă-mi totuși așa să o ascult eu și s-a dus și a înregistrat-o în alt studio cu vocea lui, a înregistrat-o la unul dintre compozitorilor ca fiind melodia lui și după aia asta e melodia mea acum. Și a trebuit să facem un scandal mic ca să lămurim. Și acum s-au lămurit deja, sau fără proces, fără tribunal, pentru că am dovedit noi că e melodia noastră. Карина. Она, как и Михай в Кишиневе, впервые. Но оставив на более подходящее время прогулки по городу, она сразу же по приезду отправляется на саундчек. Am auzit de la, alți colegi de-ai mei că publicul este extraordinar și că se distrează aici în Chișinău. Blondinka, rîjinka, brunetka, Карина не устает удивлять поклонников своей экстравагантностью. M-am ras și pe lateral, uite să vă arăt așa, nu știu cât se vede, acum a crescut deja. И любовью к здоровому образу жизни. Nu beau cafea, nu fumez, nu beau alcool, nu mă droghez. Deci sunt o sfântă. Недавно клип на песню Керрис Уна Авентура сделал композитора Тони Кутура объектом всеобщего внимания. Надо заметить, это весьма удачное сотрудничество обошлось Карине не так дорого. Тони Кутура are un CV foarte impresionant și eu sunt tare mândră că am reușit să avem această colaborare. Era compus pentru Backstreet Boys, NSYNC, Fun Factory, Nana, Papa Bear și acum și Corina. Теперь поговорим об Ане Леско. Она не только красива, но и финансово независима. Поэтому спокойно может позволить себе каникулы во Франции, в Сан-Тропезе, не ища при этом подходящего кавалера-спонсора. Хотя еще неизвестно, не он ли заплатил за ее уединенный отдых. Мне permis și chiar sfătuiesc
mai departe se funcționează treaba foarte bine, singură în concediu, cu prietenele tale. Всего того, Анечка весьма претенциозна. Удовольствие публиковать на своих страницах фото обнаженной Анны обойдется журналу в 300 тысяч долларов. Но это не единственный пунктик певицы. Да, клар. Еще она ненавидит Монику Габбар, законную жену своего бывшего возлюбленного Ириньела Колумбиану. Кунощи пе Моника? Крик я маку ночным. Это уже третий приезд группы «Класс», но на этот раз в новом составе. Сынте прима трупа дин Румыния. Care a fost dată la radio cu muzică românească, în condițiile în care în anii aceia se dădea numai muzică străină. Synchronize your body, synchronize your body, to the beat, synchronize your body. Ceva de genul ăsta. I will synchronize your body to the beat, I'll get you moving, moving so complete. Ямайка – это больше, чем просто остров, на котором солнечно и весело. Când spui Jamaica, ce te gândești? La niște oameni lipsiți de griji care fumează un Kent acolo pe plajă, apă albastră, nisip, fete frumoase, vacanță în general. Și asta, cam asta emană, asta este mesajul pe care îl transmite tot albumul. Hola, heia, yo soy tu muchacha. Hola, heia, soy aquí por amar. Hola, heia, eres mi cucaracha. Hola, heia, vamos a bailar. В заключение можем сказать, что румынские исполнители и группы к нам не зря приехали. Анна Леско, например, успела повидать родственников. Группа «Класс» неплохо отдохнула, а Михай Тристрил поздравил с днем рождения Лину.